Următor de blonde, domnișoarelor, bătălie! Seara mireselor, cu trei invitați extraordinari! Bună seara! Bună seara! Hai să le vedem pe fete. Ia priviți-le cu mare grijă, priviți-le și meserile contează. Da. Niki e profesoară de engleză, să rămână Niki. Iuli, babysitter. Andreea e tonciu. Andreea, ce meserie de, aia de bază, meseria de bază? Casnică. De bază? Casnică, da. Aia de bază. Bă, asta e cea mai grea meserie asta. Să fii casnică. Da. Da. Și asta da. Pentru că a fi casnică îți asumi responsabilitatea tuturor treburilor din casă. Ce mai avem? Spălat, călcat și până ce la ce mai celălalt? Avem? Helen, fotbalistă, joci la un club? La un club de fotbal de feminin, da? Da. Foarte interesant. Feminin, la, la ce se ute cuci? Ionela, consilier imagine, Alexa e motociclistă și Adina, studentă la filologie. Filologie, bravo. Da? Excelent, bravo Adina. Testele noastre de cultură generală sunt în spatele domeniilor. Înainte anunții, bebe la cutie. Bună seara, Dan. Aoleu, o întrebare, da, Ionela, te rog. Dan, am un filmuleț pe care aș dori să-l difuzez pe ecran, să-l vedem cu ai toți. Ai pregătit un filmuleț? Da. Dați filmulețul pregătit de Ionela, ia să-l acum? Vedem. Da. Și după aia vine întrebarea? Da, da, da. Deci noi ne uităm la filmulețul ăsta? A, îl știu de pe YouTube. A, da, cu palme. A, așa, bă, ăla cu palme. Și-a bătut nevastă. Da, aoleu. Gata, știm. Ia uite-l. Îl știam. Îl știam. E vechi, toată lumea știe. Întrebare. Întrebare. De ce credeți că bărbații români își bat nevestele? De fraier. Ăsta de fraier. A bătut-o. De Hegel, mai spune cineva. De Hegel. De ce își bat românii nevestele? Da. Eu am să fiu mai directă și am să spun de proști. Corect. Corect. De acord. Na. Excelent. Și pentru că sunt slabi. Acum eu... Ca o completare, cred că el i-a tras două palme, că a pierdut femeia ritmul. Ăla drăgeț. Mai captită? Da, mă, dar indiferent s-a pierdut, mă. Nu dai în ea, mă, nu se pare. Dar știi care e manțocăria? El i-a dat palmele fix mărit. Da, mă, i-a dat părinte, așa. Dar voi nu știu dacă ești, da, sigur, trebuie să știți cum să nu mai ales tu, Maria. Nu știți că sunt și femei care își bat bărbații? Da, foarte bine le fac! Dar sunt și românce! Sunt și românce! Și chestia asta cu... Păi, bărbatul nu sunt numai în România, nu doar bărbații din România își bat bărbații. Da, dar bărbații cred că merită. Da, până când să fii mar de ea și așa zic și ei despre noi! Auzi, Monica, dar până când să fii mar de ea și încasator? Mai dăm și noi. Corect. Înainte anunții. Înainte, dați un domeniu mai bine. Dați un domeniu. Bebe la cutie. Rochile. Hai să luăm înainte anunți. Restul? Păi înainte anunții te întreabă lumea dacă a fost mireasa fata mare. Dacă e, adică. Treaba ta cu nevoare. Asta e o chestie, un stereotip. Treaba ta cu nevoare. Hai o luăm? Da. Hai mă luăm, ne luăm. Ne urmează să măsur și eu. Conector, conector sensor anul ăsta, corect. Mai la vară, nu la vară, conectă da, la vară. Mai spre toamnă. Mai spre toamnă. Mai spre toamnă. Da, asta, e încă iarnă. Da. Ce fac îndrăgostiți? Ați fost la Paris, toți trei? Da. Da. Nu, eu nu am fost la Paris niciodată. Nu cred, Monica. Nu cred. Trebuie să merge foarte. Da, depinde niciodată. Ce ne întreb. Ce? La Paris e un pod faimos. Da. Pont des Arts. Gata. Ce fac îndrăgostiții? Toată lumea știe. Da, nu trebuie să am visos. Auzit de el, dar n-am fost acolo. Fac bărcuțe de hârtie, lansează lampioane, agață lacăte sau fac poze la mine? Conectoare, zi tu că ai fost cu Mișa acolo. Fost? Nu, am fost de mult și într-adevăr se agață lacăte în ideea în care încătușezi cumva dragostea dintre voi, dacă sunteți un cuplu. Așa se face, este vorba despre lacăte. Am fost acolo, îmi pare că am văzut și peisaje mai puțin frumoase, și anume cu... Romi de ăștia de-ai noștri de ne fac de râs. Țiganii care ce da. Stau în față da, la Louvre și la... Da, dar acolo nu sunt ceia care pictează, fac caricaturi, că am auzit, latin. N-am ajuns. Lasă că sunt, dar fii atent de ce mi se întâmplă. Nu mai vorbim, mă, de aia. Nu, trebuie să zic de ei, trebuie să zic și de ei. Nu mai zic. Că stăteau cu mâna atinsă și făceau Silviu Ple, Silviu Ple și m-am prins. Da? Și s-a prins după accent. Și zic... Kai Sanazmo. Așa. Da, 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 unde și cine? Adică în limba franceză ce ai întrebat? Tradu. De unde vii? Da. Pe bune? Și sau, da. Și i-a zis, am aolo, dar de unde? Cum mai te-ai prins? Cum te da, da, da. Da. Da, este Paris. Vorba despre dragoste, da, e orașul dragostei. Asta e vorba despre lacăte. Lacăte, da, lacăte. Da, se agață lacăte. Să prindă iubirea e, toată. E un pod peste Sena, în cartierul no, latin. Magie. Este frumoasă, da. Acolo unde sunt buchiniști mulți, corect, se agață lacăte. Fetelor, răspunsurile sunt la voi. Le așteptăm.
Helen, Ionela, Alexia, Dina, Andreea, Iuli. Păi, Andreea, X-urile înseamnă eliminare, una vine mai departe la nimereală. Ai pus la cătu acolo? Ai pus-o la nimereală, Andreea. Andreea a fost cu mintea la Paris. Ai fost la Paris? Ai fost la Paris? O dată, de două ori, de trei ori? De două ori. De două ori? Cu cine, cu cine, cu cine? Cu persoane diferite. La revedere! La revedere, mulțumim! Persoane diferite! Fata o spune pe șleau, corect! Treaba e! Treaba e ce-o pățea acasă! Ce fac îndrăgostiții la Paris pe Pont des Arts? Am citit bine, sper. Că acum vine Bianca Drăgușanu și mă corectează. Prietene, când am fost eu cu Cristian, nu știu ce, niște... A, vărcuțe de hârtie... B, lansează lampioane, C, agață lacăte și D, poze la minut. Pe Pont de Ars. Uite că n-am fost la Paris și vreau. Eu cred că e B1. Lansează lampioane. Mă, mie îmi place să fac poze, eu aș alege D. Zic că fac bărcuțe de hârtie. O fi așa? Lansează lampioane, e frumos. Agață lacăte. Eu aș vrea să le facă pe toate, agață lacăte. Sper că agață lacăte. Sper. Probabil și poze la minut, dar cu siguranță agață la cât. Pozele la minut sunt la Mamaia cu Maimuța și lampioanele au apărut de curând. Nu știu, lansează la anunț, nu pe Pont des Arts, iar bărcuțe de hârtie facem noi la ora de matematică. Deci răspuns corect, agață la cât. Agață la cât și își pun o dorință legată de dragoste.